Domnilor și doamnelor, bună ziua! Mă numesc Victor Corol, sunt director executiv Alianța Infonet. Alături de mine este colega mea Elena Rățoi și noi astăzi împreună vom modera această dezbatere electorală, incluziunea socială a persoanelor cu necesități speciale. Deci este o dezbatere care este organizată în cadrul proiectului Incluziunea socială a alegătorilor cu dizabilități între așteptări, obstacole, promisiuni, realizări și valori împărtășite. Deci este un proiect care este finanțat de către Direcția Elvețeană pentru Dezvoltare și Cooperare. Este organizată în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert, care și cofinanțează această activitate. Bine ați venit! Salutăm pe toți cei care s-au alăturat și pe canalul prives.eu, care vizionează acest eveniment și pe canalul dedicat al Asociației Surzilor. Este realizat translarea acestui mesaj în limbaj mimico-gestual. De asemenea, translarea are loc și pe canalul Comunității Persoanelor cu Deficiență, radiovision.md. Bine ați venit și deci demarăm această activitate. Dezbaterile electorale la acest eveniment au fost invitate astăzi să participe următoarele partide. Partidul politic Partidul Verde Ecologist, Partidul politic Partidul Unității Naționale, Blocul electoral Renato Usatăi, Partidul Democrat din Moldova și Partidul politic Partidul Schimbării. Astăzi în sală avem prezență reprezentanții doar a trei partide. Este vorba despre Partidul Politic Verde Ecologist, Partidul Politic Partidul Unității Naționale și Blocul Electoral Renato Usatăi. Deși toți cei cinci candidați au confirmat participarea, în sală sunt doar trei. Imediat ce vom face prezentarea acestui proiect și vom prezentarea scenariului, vom invita în scenă concurenții electorali, în primul rând pentru a atrage la sort cine și în ce consecutivitate va vorbi astăzi, dar să-i oferim cuvântul Elenei pentru a ne povesti despre scenariul după care mergem astăzi. Da, mulțumesc mult de tot. Stimate doamne, stimați domni, vreau și eu să vă salut, să vă spun bună ziua și bine ați venit la aceste dezbatere electorale. O să vorbesc un pic despre agenda și programul de astăzi. Cum a spus și Victor, concurenții și concurentele prezente astăzi aici vor avea ocazia să vorbească despre cum vede formațiunea politică pe care o reprezintă incluziunea socială a persoanelor cu nevoi speciale. În curând, toți cei trei concurenți și concurente electorale vor fi invitate să-și ia locurile în scenă și vor fi prezentate. Imediat după asta va începe și sesiunea în care fiecare dintre ei, în decurs a două minute, își va prezenta platforma electorală. Ulterior vom avea runda loteria electorală, în cadrul căruia fiecare concurent și concurentă va extrage câte un plic cu întrebări din domeniul respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități și va fi invitat să răspundă la această întrebare în decursul unui minut. Întrebările din această rundă au fost elaborate cu suportul partenerilor noștri a comunității persoanelor cu dizabilități și de către activiști și activiste din domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități, fapt pentru care ținem să le mulțumim. Vom continua cu runda microfonul liber, în care fiecare din cei prezenți în sală vor avea ocazia să pună o întrebare unui concurent electoral, iar concurentul sau concurenta va avea la dispoziție un minut pentru a răspunde la aceasta. Vom încheia dezbaterea cu mesajul final al concurenților electorali. Totodată vreau să amintesc și regulamentul dezbaterilor. La eveniment au fost invitate toate partidele politice care s-au înregistrat în cursa electorală, inclusiv candidații independenți. În final, 11 formațiuni politice și-au manifestat dorința să participe la dezbatere. Astăzi urmau să vină 5 partide politice, avem în sală 3.
Mâine ne propunem să avem cea de-a doua rundă de dezbateri cu participarea altor 6 formațiuni politice. În timpul evenimentului, dar și după încheierea acestuia, vă rugăm să concurenții electorali să nu să se abțină de la distribuirea materialelor promoționale și de la agitație electorală, să nu facă atacuri la persoană, să nu utilizeze expresii denigratoare care lezează onoarea și demnitatea altor concurenți electorali. La fel, îi rugăm pe cei din sală să nu afișeze materiale promoționale ale vreunui partid politic. Nu în ultimul rând, vreau să vă amintesc că încă suntem în pandemie și din acest motiv țin să vă rog să respectăm distanța fizică de cel puțin un metru, în măsura posibilităților să purtăm măști și să ne dezinfectăm mâinile cât mai des. Acestea fiind spuse, îi ofer cuvântul colegului meu, Victor, care va invita în scenă concurenții și concurentele electorale. Elena, mulțumim. Înainte de a începe, reiterez ideea că punctele de vedere expuse în cadrul acestor dezbateri aparțin autorilor și nu reflectă, și în cazul de față mai mult, vă zic, concurenților electorali, și nu reflectă neapărat punctul de vedere al organizatorilor sau al donatorilor. Deci noi creăm o platformă de discuții, un ring pentru discutarea ideilor și să ne dorim o activitate prodigioasă. Invit în față concurenții electorali și o să vă invit să trageți la sorți care și în ce consecutivitate veți vorbi astăzi. În bol sunt 3 bilețele. Am să vă rog să trageți un bilet, să spuneți ce număr este și să-l și arătați. Numărul 2. Numărul 1. Am să vă rog să luați loc la masa numărul 1. Ok. Numărul 2. Am să vă rog să luați masa aici, da? Pe fișe sunt notate numele partidelor. În același timp vom păstra pe masă și numele partidelor care ar fi trebuit să se prezinte astăzi la dezbateri, dar care dintr-un motiv sau altul au declinat invitația sau confirmarea pe care au făcut-o anterior. Ok, acestea fiind spuse, să ne dorim într-un ceas bun și să avem parte de o discuție profundă și în interesul cetățenilor, alegătorilor, în special a comunității persoanelor cu dizabilități, în așa fel ca ei să poată să-și formeze o imagine cât se poate de clară despre platformele dumneavoastră electorale, despre problemele pe care le vedeți și în același timp soluțiile pe care le propuneți. Acestea fiind spuse, îi vom oferi cuvântul pe rând fiecărui candidat să-și prezinte platforma electorală pe parcursul a 2 minute. Colegul nostru, Eugen, va proiecta pe ecran un timer, imediat ce va da start, 2 minute vor curge, iar la finalul acestor minute va exista un semnal sonor. Noi, în calitate de moderatori, o să vă oprim, sau mai bine spus, o să vă lăsăm să finalizați gândul, propoziția, dar nu fraza, în așa fel ca să vă finalizați gândul. Următoarea rundă va începe respectiv concurentul electoral care a finalizat ultimul. Deci data viitoare el va fi primul. Acestea fiind spuse, oferim cuvântul concurentului electoral, blocul electoral Renato Usatăi. Aveți 2 minute la dispoziție pentru platforma electorală. Vă rog. Bună ziua, stimați cetățeni! Blocul electoral Renato Usatăi în această campanie electorală vine cu politica faptelor concrete. Pe lista blocului electoral Renato Usatăi sunt cei mai mulți primari și aleși locali care au câștigat de 2 sau chiar de 3 ori alegerile locale. Deoarece prin profesionalismul și realizarea promisiunilor făcute au obținut încrederea comunităților locale pe care le reprezintă.
Blocul electoral Renata Usatăi vine cu soluții concrete pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și dezvoltarea Republicii Moldova. În primul rând, noi propunem de a fi realizat un plan național de modernizare a țării pe diferite domenii: economie, învățământ, educație, sport, agricultură, infrastructură, etc. Fără un astfel de plan, Republica Moldova nu se va putea dezvolta. Pentru realizarea acestui plan de modernizare vor fi antrenați cei mai buni specialiști atât din țară cât și de peste hotare. În domeniul corupției, noi venim cu câteva soluții concrete. În primul rând, lichidarea CNA-ului ca cuib a corupției și reformarea SIS-ului. În schimb, va fi înființat un nou serviciu special, Biroul Național de Investigații, care se va ocupa cu corupția la cel mai înalt nivel. Vom propune modificări în codul penal ca pentru acte de corupție să fie prevăzută pedeapsa de la 15 ani în sus. Vom face lustrația tuturor demnitarilor și funcționarilor care au servit regimului criminal și oligarhic. În privința agriculturii, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, producătorii autohtoni vor putea să decidă cine îi va reprezenta în guvern, cine va fi ministru agriculturii, care va asculta de necesitățile lor. Noi propunem lichidarea consiliilor raionale. În domeniul tineretului și sportului, noi propunem ca 5% din vânzarea alcoolului și articolului de tutun să fie orientate pentru susținerea tineretului și sportului. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Așa cum am promis, v-am lăsat să finalizați propoziția. În continuare oferim cuvântul reprezentantei partidului politic, Partidul Verde Ecologist, care este invitată în 2 minute să prezinte platforma electorală a partidului. Numai o clipă. O să puteți să folosiți microfonul ca să... Da. Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați cetățeni, stimate cetățeni. Eu reprezint Partidul Verde Ecologist, un partid care este fondat în 92 și din acel moment a fost în Parlament până în 2001, deci nu suntem un partid nou. În schimb, suntem unul din puținele partide, practic singurul partid, care nu a devagat niciodată de la propria doctrină. Este practic singurul partid doctrinar, și anume grija față de mediu și grija față de om. Principalele direcții ale programului nostru pentru aceste alegeri este sănătatea oamenilor ca problemă de securitate națională, pentru că neglijarea agendei ecologice și sociale care s-a produs pe parcursul ultimilor 30 de ani, de fapt ne-a adus la situația de mediu pe care o avem și situația socială pe care o avem astăzi. Și acest lucru este de netolerat. Este foarte importantă pentru noi echitatea socială și egalitatea de gen. Și faptul că mă aflu astăzi în fața dumneavoastră, eu, femeie și persoană cu dizabilități, fiind numărul 1 pe listă, atestă deschiderea partidului față de problemele și provocările persoanelor cu dizabilități, dar și a femeilor. Lista noastră este 50-50, iar sloganul nostru electoral este Verde pentru sănătate și viitor. Este momentul ca să gândim într-adevăr doctrinar și să votăm oameni dedicați. Practic, marea majoritate a celor prezenți pe lista noastră suntem activiști și activiste civice, persoane care dintotdeauna au luptat pentru oameni și așa vom face și în Parlament. Vă îndemn să ne votați. Mulțumesc! Mulțumim! În continuare vom oferi cuvânt reprezentantei Partidului Politic, Partidul Unității Naționale, care are la dispoziție 2 minute pentru a prezenta platforma electorală. Vă rog să folosiți microfonul. Este conectat? Mă numesc Elena Coșovari, sunt candidat la funcția de deputată în Parlament.
Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Unității Naționale. Partidul Unității Naționale este o formațiune pan-românească de centru-dreapta cu doctrina creștin-democrată. Actualmente președinte al partidului este domnul istoric și deputat Octavian Țicu. Partidul Unității Naționale militează pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, reîntregirea spațiului românesc și aderarea la NATO. PUN promovează doctrina și statul de drept, morala creștină în politică, dreptate socială, subsidiaritatea, identitatea națională românească în complementaritate cu cea europeană și credința creștină. Partidul Unității Naționale are mai multe realizări în ultima perioadă și una dintre ele o să menționez astăzi, fiindcă anume astăzi se împlinesc 71 de ani de la deportări. Prin interpelările Partidului Unității Naționale au fost restabilite drepturile persoanelor care au fost deportate și la etapa actuală ele pot să beneficieze de subsidii din partea statului. Programa electorală a Partidului Unității Naționale militează pentru modernizarea și ajustarea sistemului medical la cel românesc, reconstruirea economiei, obținerea independenței energetice prin conectarea la sistemul energetic din România, conectarea la proiectele de digitalizare instituțională și sectorială din România, crearea unui fond de investiții comune cu România pentru businessul mic și mijlociu, construcția parcurilor de prelucrare a produselor agricole în zona de frontieră și de la prut. Desigur că împreună cu România trebuie să învingem corupția și să pășim pe un plan al propășirii. Vă mulțumim. Cu aceasta, etapa de prezentare a platformelor electorale s-a finalizat și urmează să mergem la următoarea etapă, care se numește loteria electorală. Elena, dacă poți să ne spui câteva cuvinte despre cum s-au formulat aceste întrebări. Sigur. În cadrul acestei runde, loteria electorală, noi avem mai multe plicuri, fiecare plic conține câte o întrebare din domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități. Aceste întrebări au fost elaborate cu suportul organizațiilor neguvernamentale și activistelor și activiștilor care activează sau care lucrează în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Fiecare din voi va fi rugat ca să extragă câte un plic, să citească întrebarea și ulterior veți avea câte un minut la dispoziție ca să răspundeți la această întrebare. În cazul în care alt concurent sau concurentă electorală va dori să vină cu completări sau cu o altă părere, va avea la dispoziție 30 de minute, de secunde pentru a răspunde. Noi o să vă rugăm să ne spuneți și numărul întrebării, iar întrebările vor fi arătate aici pe ecran. Rugăm primul concurent electoral să... Schimbăm ordinea și cea care va extrage prima va fi reprezentanta partidului politic, Partidul Unității Naționale. Eu mă apropii, deci sunt 30 de întrebări, sunt curate, vă zic că le pun în bol și vă rugăm să vă extrageți o întrebare. Spuneți-ne numărul. Folosiți-vă rog microfonul. Întrebarea numărul 41 este o întrebare care va fi adresată în format video și este o întrebare care vine de la Mariana Țâbulac-Ciobanu, cercetătoare științifică și jurnalistă. Includem întrebarea, vă rog. Mariana Țâbulac-Ciobanu, cercetător științific și jurnalist. Cum vedeți dumneavoastră contribuția dumneavoastră ca parlamentar în stimularea potențialului antreprenorial al persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova, oferindu-le șansa incluziunii economice, dar și sociale a acestora? Întrebarea este clară. Vă rog, aveți la dispoziție un minut. Eugen, te rog să pornești timerul. Pot să încep să vorbesc? Da. Aș putea să mă ridic în picioare. Cum vă este comod.
Partidul Unității Naționale, fiind de centru dreapta, respectă atât doctrina creștină cât și democratică. Și din câte spune Constituția Republicii Moldova, și în articolul 16, fiecare persoană are drepturi egale, atât la viață, cât și la activități culturale și la angajare. Atunci, pentru ca o persoană cu necesități speciale să poată fi angajată în câmpul muncii, trebuie în primul rând societatea să fie educată ca să accepte, să ne accepte în rândurile oamenilor normali, fiindcă de cele mai multe ori, participând la diferite activități, m-am convins de faptul că persoanele care au o anumită deficiență, ele sunt foarte străduitoare și depun maxim efort, doar trebuie să fie stimulate atât din punct de vedere legislativ, cât și din punct de vedere al faptului ca societatea să fie deschisă și să-i primească în comunitatea lor. Aici trebuie să punem accent. Mulțumim mult! Finalizăm gândul până la punct, nu și după virgulă, mulțumim! În continuare, voi oferi posibilitatea candidatului din partea Partidului Politic Verde Ecologist să extrază o întrebare. O să vă rog să ne spuneți numărul întrebării și noi o vom proiecta imediat pe ecran. Întrebarea numărul 6. Folosiți, vă rog, microfonul și dați citirea întrebării. Problema violenței față de femei și fete este una foarte acută în Republica Moldova. Conform statisticilor, 6 din 10 femei s-au confruntat cel puțin o dată în viață cu vreo formă de violență. La moment nu există date dezagregate pe criteriul dizabilității care ar vorbi despre procentul femeilor cu nevoi speciale supuse violenței, dar datele neoficiale denotă un procent destul de ridicat. Mai mult, femeile cu nevoi speciale se confruntă cu bariere adiționale în calea raportării violenței și încercarea de a ieși din acest cerc. Întrebare. Cu ce soluții ar putea veni partidul pe care îl reprezentați în cadrul accederii în Parlament în vederea combaterii violenței față de femeile și fetele cu dizabilități? Mulțumesc mult pentru întrebare. Aveți un minut la dispoziție pentru a răspunde. O să încerc. Este o întrebare care mi se pare foarte oportună. Eu fiind persoană cu dizabilități din copilărie și înțelegând foarte bine modul în care se trăiește ca femeie cu dizabilități, nu separ celelalte femei de cele cu dizabilități. Mi se pare că dacă vom face servicii comprehensive și echitabile pentru toate femeile, de aceste servicii vor putea beneficia și femeile cu dizabilități. Trebuie să facem totalmente servicii echitabile. Ce înseamnă lucrul acesta? Preluarea practicilor europene. Noi nu trebuie să inventăm roata și Partidul Verde Ecologist are legături foarte serioase cu partidele verzi europene, unde toate aceste tehnici lucrează. Așa că noi avem la dispoziție tot ce ne stă în puteri și înțelegem și necesitățile persoanelor cu dizabilități, astfel încât vom implementa practicile deja existente și eficiente care vor funcționa. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, aveți 30 de secunde pentru a adăuga. De cele mai multe ori... Doar o clipă, vă rugăm ca să setăm timerul. Da, vă rog. De cele mai multe ori femeile suportă violență din considerentul că nu au material financiar, nu au cum să se întreține, ele sunt dependente de cineva. Atunci când familia lor nu le asigură o educație, ca ele să se descurce de sine stătător, când statul nu le dă posibilitatea să aibă un salariu, nu o pensie care să fie rușine de ea, dar să aibă posibilitatea să lucreze, să aibă un salariu, atunci depinde de cineva. Atunci când vom crea independență financiară, morală, va fi și independența juridică și femeia nu va putea fi abuzată. Mulțumim mult de tot! Mulțumim! Și acum invităm candidatul de la blocul electoral Renatu Usatăi să extragă plicul și întrebarea. Vă rog să ne spuneți numărul întrebării. Întrebarea numărul 13. Numărul 13. În lista membrilor de partid aveți persoane cu dizabilități, dar în lista candidaților la funcție de deputat? Da, vă rog să răspundeți. Da. Mersi pentru... Dacă se poate o precizare, ținând cont că mesajul este tradus în limbaj mimico-gestual,
Am să vă rog, dacă se poate, să coborâți viteza de comunicare cu 10 secunde, pe care noi o să vi le dăm în plus, de exemplu, doar ca mesajul să fie, să reușească traducătorul să traducă. Este un mesaj comun pentru toată lumea. Mulțumim pentru înțelegere. Mulțumesc pentru întrebare. Eu aș răspunde că fiecare a 15-le cetățeni din Republica Moldova suferă sub o formă sau alta de o formă de dizabilitate, ceea ce constituie în jur de 180.000 de cetățeni în Republica Moldova. Desigur că și noi, blocul Renata Usatăi, avem membri de partid, persoane cu nevoi speciale și chiar și candidați la funcția de deputat. Eu personal fac parte din rândul acestor persoane. Sunt și candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea blocului electoral Renata Usatăi. Deci eu cunoaștem foarte bine necesitățile persoanelor cu nevoi speciale și în Parlament vom munci pentru ca legile menite să combată excluziunea socială să nu rămână doar vorbe frumoase puse pe hârtie, dar să-și facă efectul asupra oamenilor, vieții oamenilor pe care îi vizează. Mersi. Mulțumim. Vă mulțumesc și Partidul Verde Ecologist voia să vină cu o replică. Folosiți, da? Vă rog, microfonul. Se aude așa? Doar o clipă. Iarăși o să resetăm timerul. Da, vă rog. Noi, Partidul Verde Ecologist, avem pe lista membrilor, chiar și în față, inclusiv pe mine, dar nu doar eu sunt, ci avem circa 10% din lista de candidați și candidate, care este 100%, 50-50, bărbat-femeie, bărbat-femeie, avem, am zis, 10%, circa 10% persoane cu dizabilități și incluziunea socială chiar constituie pentru noi o prioritate. Și noi chiar cunoaștem despre ce este vorba, așa că vă mulțumesc, da, asta vrem să complet. Mulțumim! Vă mulțumim mult! Mulțumim! Prima rundă a loteriei electorale s-a finalizat, începem cea de-a doua rundă și de această dată începem cu concurentul electoral din blocul Renato Usatăi. Vă rog, extrageți întrebarea și spuneți-ne numărul. Întrebarea numărul 14. Întrebarea numărul 14. În perioada electorală, formațiunea politică pe care o reprezentați a elaborat materiale în formate accesibile în sistemul Braille cu traducere în limbajul mimico-gestual în format ușor de citit, ușor de înțeles, format audio, pentru diferite categorii de alegători cu necesități speciale. Și această întrebare vine din partea partenerilor noștri de la Asociația Obștească, postul de radio Radiovizion. Vă rog. Vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Din păcate, la noi, în Republica Moldova, inclusiv și concurenților electorali, în perioada electorală este o perioadă foarte scurtă, în care suntem nevoiți să schimbăm și să facem ad hoc anumite decizii și asta ar fi și o piedică pentru realizarea mai profundă a acestor materiale, dar noi colaborăm inclusiv și cu Televiziunea Națională Publică. În spoturile electorale am indicat și ne străduim de fiecare dată să indicăm inclusiv și titrele pentru ca să fie ușor de înțeles și pentru categorie cât mai largă de cetățeni, mesajul pe care vrem să-l aducem. Și pe viitor vom lua în vedere și acest aspect. Mersi. Vă mulțumesc mult de tot și avem și o replică din partea Partidului Unității Naționale. Partidul Unității Naționale. Doar o clipă, o să setăm. Da, vă rog. Partidul Unității Naționale a ținut cont de drepturile persoanelor cu necesități speciale de vedere și a tipărit programa electorală în limbajul Braille pentru toate organizațiile teritoriale care există în Republica Moldova și în număr necesar a fost expediat pe adresele
poștale cu susținerea Poștei Moldovei, care a transmis gratuit, cu titlu gratuit, această informație. Mulțumim. Mulțumim mult de tot. Mulțumim. În continuare, oferim posibilitatea pentru a extrage cea de-a doua întrebare candidatei Partidului Politic, Partidul Verde Ecologist. Vă rog să... 28. Vă rog să dați citirea întrebării. Folosiți microfonul, vă rog. Am senzația că vocea mea se aude peste tot. 28. Cum vedeți aplicarea unui mecanism asemănător celui ce a fost aplicat în cazul asigurării egalității de gen, ca fiecare partid politic ce participă în alegeri să aibă obligatoriu pe lista de candidați cel puțin 25% persoane cu dizabilități? Această întrebare... Da? Vine din partea lui Ion Ciobanu, doctor în politologie. Olga, aveți un minut pentru a răspunde. Noi considerăm că este un lucru salutabil și am zis, 10% din candidații noștri suntem cu diverse tipuri de dizabilități și acest lucru este indispensabil într-o societate. Toată lumea, toate categoriile și toate necesitățile trebuie reprezentate în Parlament. Noi optăm pentru coborârea pragului electoral la 1% pentru toată lumea și pentru partidele politice și pentru candidații independenți, pentru că avem foarte multe partide mici și candidați independenți cu potențial, care ar putea contribui în Parlament și nu au acces din cauza pragului discriminatoriu, și acest lucru se referă și la persoane cu dizabilități. Noi trebuie să găsim expertiza, experiența și potențialul creativ peste tot, în întreaga țară, și persoanele cu dizabilități au un potențial enorm, cultural, social și intelectual, care trebuie valorificat și va fi valorificat. Eu încurajez toate femeile și bărbații cu dizabilități, dar în special femeile, să candideze și să participe, iar noi vom fi alături de dumneavoastră și vă vom sprijini. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Mulțumim! Da, și avem și o replică din partea Partidului Unității Naționale. Doar o secundă, doar o clipă. Da, vă rog. Cu siguranță că aveți dreptate, fiindcă, într-adevăr, persoanele care Dumnezeu le-a scutit de o anumită abilitate, le-a dat altele 100 în loc. Și credeți-mă că atunci când o să aibă posibilitatea să se manifeste benefic față de alte persoane care suferă, ele o să le înțeleagă și o să ajute mai bine la ajustarea legislativă. Și anume trebuie să ținem cont de faptul că statele europene și România are soluții la acest capitol. Vă mulțumesc mult de tot! Mulțumim! Și acum invităm candidata din partea Partidului Politic, Partidul Unității Naționale, să extragă cea de-a doua întrebare. Este întrebarea numărul 31. Cum veți soluționa problema lipsei farmaciilor în localitățile mici? Este o întrebare adresată de Elena Crâșmari, Alianța pentru Dolna, satul Dolna, raionul Strășeni. Da, vă rog. Problema farmaciilor este în Republica Moldova și chiar ieri am ascultat primarul din satul, nu țin minte numele satului, este din raionul Cahol. A spus că este și o lege care reglementează la câți metri trebuie să fie o farmacie una față de alta, în dependență de numărul de locuitori care sunt în localitate. Dar nu s-a ținut cont de faptul care sunt, ce fel de drumuri sunt, ce transport dispune localitatea, ce punct medical este, câți medici pot deservi acest punct medical. Deci nu este problema doar în câți metri există între farmacii, dar și de alte oportunități care trebuie rezolvate. Legea trebuie să fie racordată la necesitățile timpului. Și mai mult ca atât, nu este un control al medicamentelor. Dacă în România și în statele europene există acest control, în Republica Moldova el nu este. Este o serie de probleme care vin toate împreună și toate trebuie soluționate. Desigur că acest lucru trebuie să-l angajeze statul. Nu proprietatea privată și nu antreprenorii privați care au interese
dar mulțumim. Anume statul. Mulțumim. Mulțumim de tot și avem replici. Două replici. Completări. Să-i oferim posibilitatea doamnei să vorbe. Da. Folosiți microfonul, vă rog. Da, vă rugăm. Se aude? Ok. Deci, în completare, într-adevăr, în orașe avem o situație jenantă și cumva paradoxală. Avem farmacii câte 3 la fiecare 100 de metri sau câte 4, iar în localitățile rurale, unde persoanele au nevoie de acest serviciu, nu avem farmacii, pentru că interesul economic personal domină și nu interesul social al oamenilor. Trebuie să aducem oameni noi, oameni dedicați, care într-adevăr să pună în capul locului necesitățile oamenilor și se vor schimba mulțumim. Strategiile. Mulțumesc mulțumim mult! Da. Mulțumim. Mulțumim! Mulțumim! Și oferim cuvântul pentru 30 de secunde pentru o completare, blocul electoral Renato Usatăi. Vă rog! Mulțumesc mult! Țin să menționez faptul că instalarea în fiecare sat a unei farmacii automatizate este unul dintre punctele din programele noastre pe care noi ne l-am asumat blocul Renato Usatăi. Din această cauză, noi propunem că în fiecare sat să fie instalată câte o farmacie automatizată, fapt care ar permite fiecărui locuitor a unei localități să aibă acces cât mai rapid la medicamentele de primă necesitate. Mulțumim! Mulțumim. Mulțumim. S-a încheiat a doua rundă din loteria electorală. Mai luăm o rundă, după care vom merge la întrebări din sală, fiindcă presupun că cei prezenți în sală arde nerăbdare să formuleze întrebări. De această dată, dumneavoastră ați finalizat și începeți următoarea rundă. Vă rog să extrageți întrebarea cu numărul 3. Este întrebarea numărul 40. Abilitarea și reabilitarea copiilor, tinerilor cu tulburări din spectrul autismului este foarte costisitoare. Întrebare. După accederea în Parlament, ați susține inițiativele A. Acoperirea costurilor terapiilor comportamentale de către stat. B. Deschiderea centrelor de stat pentru copii și tineri cu autism. Această întrebare vine din partea partenerilor noștri, organizația Asociația Obștească SOS Autism. Vă rog, aveți la dispoziție 1 minut și 10 secunde pentru a răspunde la această întrebare. Da, într-adevăr, problema copiilor cu autism există și deși am lucrat cu mai multe persoane cu dizabilități de vedere, de auz, cu dizabilități locomotorii, cel mai greu ne-a fost să lucrăm cu persoanele cu dizabilități de gândire sau cele care se află în lumea lor. Am colaborat cu părinți și am prietene care au copii cu autism și încerc prin activitatea mea să îi integrez în activitățile culturale, distractive, de lectură, cinema, muzeu și văd cât de dificultoasă este această întrebare. Da, într-adevăr, Parlamentul Republicii Moldova trebuie să elaboreze un proiect de lege prin care să susțină părinții care au copii cu autism și credeți-mă că unii din ei pot, într-adevăr, prin susținere atât să se descurce de sine stătător, cât să-și creeze propria viață, propria activitate. Da, vă mulțumim mult de tot! Și oferim acum și 30 de secunde pentru reprezentanta Partidului Verde Ecologist pentru a veni cu un răspuns. Doar o clipă iarăși vom seta ceasul. Aveți 30 de secunde pentru a completa răspunsul, vă rog. Într-adevăr, este o problemă pe care pe noi ne preocupă și eu fiind expertă socială și fiind consilier pentru familiile și pentru persoanele cu dizabilități adulte, cunosc foarte aproape și avem pe listele noastre de partid persoane, inclusiv părinți cu copii cu autism și considerăm că este imperativ să punem terapia de susținere, terapia de suport în asigurarea socială, astfel încât să fie potențialul acestor copii să fie realizat din plin. Mulțumesc! Mulțumim, da. Mult de mulțumim. Tot!
Mulțumim. Și acum iarăși o invităm pe reprezentanta Partidului Verde Ecologist să extragă următoarea întrebare și să o dea citire. Vă rugăm la microfon. Întrebarea cu numărul 27. Cum vedeți soluționarea problemei accesibilității de infrastructură la instituțiile publice pentru persoanele cu dizabilități? Oare nu ar fi oportun ca statul să creeze un fond aparte menit să finanțeze proiectele de accesibilizare a instituțiilor publice? De la domnul Ion Ciobanu, doctor în politologie. Mulțumesc mult pentru întrebare. Da, aveți un minut și 10 secunde ca să răspundeți. Vă rog. Noi avem, avem din 2010 ratificată convenția în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități, convenția ONU, și legea trebuie să lucreze. Și noi, eu am lucrat și într-un consiliu de experți pe lângă avocatul poporului privind implementarea acestei convenții. Deci noi chiar cunoaștem situația și cunoaștem gradul în care autoritățile sunt deschise să implementeze într-adevăr aceste lucruri. Da, ar fi cazul ca statul să monitorizeze mai aproape și să se creeze mecanisme foarte concrete, foarte clare de implementare a acestei convenții și inclusiv accesibilizarea, pentru ca să putem să valorificăm potențialul acestor persoane, pentru că țara noastră ar avea de câștigat foarte și foarte mult. Și aceste lucruri nu prevăd, aceste accesibilizări nu prevăd și nu presupun investiții chiar atât de mari. Trebuie să punem omul în capul locului și drepturile și echitatea socială și atunci aceste lucruri se vor realiza. Mulțumesc mult de tot. Mulțumim. Și avem în primul rând întrebare din partea... O completare. O completare, da. Vă rog, aveți 30 de secunde. Mulțumesc. Actuala legislație obligă instituțiile statului și agenții economici să-și facă accesibile spațiile pentru persoanele de dizabilități, prin dotarea acestora cu rampe, lifturi, grupuri sanitare adaptate, dale tactile. De cele mai multe ori, aceste prevederi sunt ignorate sau satisfăcute parțial. Noi, blocul Renato Usat, îi propune includerea obligatorie în componența tuturor comisiilor de aprobare a proiectelor de recepționare a obiectelor o persoană cu dizabilități, cu deficiențe motorii, fără semnătura căror... Mulțumim! Vă mulțumim mult de tot! Și alte 30 de secunde le are Partidul Unității Naționale pentru un cuvânt. Într-adevăr, există legea numărul 60, care este valabilă pentru toată lumea și pentru autoritățile publice locale, pentru întreprinzătorii privați, pentru școli, grădinițe, licee, farmacii și așa mai departe. Problema este că nu întotdeauna legea dată funcționează, fiindcă nu sunt puse corect valorile. Oamenii obișnuiți nu știu, nu înțeleg, nu se pun în situația unei persoane cu dizabilități. Să încerce să urce într-un scaun cu rotile și atunci mai vorbim. Da, vă mulțumesc mult de tot. Ajungem ușor, ușor către ultima întrebare din loteria electorală. Vă rog să extrageți. Întrebarea numărul 12. Enumerați 3 acțiuni concrete pe care le veți întreprinde în următorii 4 ani în vederea asigurării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități de vedere. Și această întrebare este adresată de către Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru persoanele cu vederea slabă, low vision. Da. Mulțumesc mult pentru întrebare. Desigur, aceasta este la fel una din problemele cu care se confruntă mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Noi vom întreprinde toate măsurile necesare la nivel legislativ pentru a ajuta acești cetățeni. Vom apela la prietenii și noștri de peste hotare care au o mai mare practică și în acest domeniu. Vom aplica la diferite proiecte în privința ușurării vieților acestor persoane și la nivel legislativ vom întreprinde toate măsurile necesare pentru aplicarea lor. Mersi. Da, vă mulțumim de tot.
Și Partidul Unității Naționale vrea să vină cu un răspuns. Aveți 30 de secunde. În primul rând, considerăm că societatea noastră trebuie reeducată și pusă altfel informația, ca ei să cunoască și să accepte, să poată să lucreze cu persoane cu dizabilități. Mai ales trebuie reeducați părinții care au avut nenorocul ca să nu poată să comunice cu propriilor copii. După care urmează integrarea propriu-zisă prin sisteme legislative a acestor persoane cu necesități speciale în viața economică, socială, culturală și politică. Vă mulțumim mult de tot! Cu această ocazie anunțăm finalizarea etapei loteria electorală și trecem la următoarea etapă. Vom prelua întrebări din sală după următorul principiu. Deci prima mână ridicată, vă zic că eu am să mă apropii, am să vă ofer microfonul, văd deja două mâini ridicate, am să vă ofer microfonul. Veți avea ocazia să spuneți pentru cine, cui este adresată întrebarea, deci trebuie să alegeți un singur candidat, să vă formulați întrebarea în 30 de secunde și mă apropii de dumneavoastră. Pentru ați răspuns, eu cer un minut. Nu v-ați uitat. Vă rog întrebarea dumneavoastră. Întrebarea mea este de la reprezentanții Asociației Surzilor. Noi, fiind o organizație obștească, prestăm servicii de accesibilitatea persoanelor cu dizabilități de auz. Cum vedeți, și astăzi sunt prezent aici interpreții. Dacă dumneavoastră sunteți aleși, votați și sunteți membre al Parlamentului, cum veți rezolva accesul acestor persoane cu dizabilități de auz la serviciu 112, la o chemare în caz de incendiu, de situații extremale, și cea mai vulnerabilă întrebare sau situația lor este perioada de COVID. Ce măsuri veți lua? Întrebarea este clară. Cui adresați întrebarea? Domnului reprezentantul Partidului Satei. Mersi. Aveți un minut la dispoziție pentru a răspunde la această întrebare. Mersi foarte mult de întrebare. Este ceva nou pentru mine. Este o întrebare care, așa, deodată nu aș putea să vă răspund. Este o întrebare foarte interesantă și importantă, de fapt. Eu cred că noi, numai decât ajungând în Parlament, vom pune accent inclusiv și pe aceste probleme. Vom colabora inclusiv și cu organizațiile obștești, cu specialiștii din domeniu și vom găsi soluțiile necesare pentru a putea ușura viața și a putea face accesibil la toate serviciile publice a tuturor cetățenilor din Republica Moldova. Mersi. Doar aș dori să adaug că întrebarea este adresată către un singur concurent electoral și răspunde doar concurentul căruia este adresată întrebarea. Ok. Următoarea mână pe care am văzut-o ridicată este de la doamna... Părerea dumneavoastră, vorbiți foarte frumos, fiecare reprezentant vorbește foarte frumos. Eu sunt persoană cu dizabilitate de auz. Ați vorbit de locomotori, ați vorbit de autiști, ați vorbit de cu pierdut de vedere, n-ați vorbit niciun cuvânt pentru persoane cu deficiență de auz. Ați venit la noi și n-ați vorbit despre noi nimica. Întrebarea este adresată cui? Este adresată mai curând probabil organizatorilor acestei dezbateri. A fost, poate este un comentariu. Dacă se poate persoana care
Ok, ok. Mă numesc Eliana, sunt din Partidul Unității Naționale. Astăzi am discutat foarte mult cu domnul profesor Alexandru Arseni despre necesitățile persoanelor cu dezabilități de auz. Prima dată m-am întâmpinat cu acest caz când am făcut accesibilă o sală din Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală pentru persoanele cu dezabilități de auz. Și am avut mare noroc să colaborez cu domnul Eugen și cu asociația care a venit cu interpreții mimico-gestual și am putut realiza acest proiect. Părere de rău, școlile care sunt destinate persoanelor cu dezabilități de auz nu au venit la ateliere din cauza COVID-ului și sperăm pe viitor ca instituțiile culturale să colaboreze mai mult. Una dintre primele și cele mai necesare soluții este ca la universitățile pedagogice să fie pregătiți educatori și să fie pregătiți profesori, profesori de școală, de liceu, capabili să comunice atât în limba română, cât și în limba rusă, cât și în alte limbi, ca să-i pregătească pe copii, ca să fie pregătiți de viață, anume datorită profesorilor. Vă mulțumim pentru răspuns. Din perspectiva noastră de moderator vom veni și cu un mic comentariu. Pentru ca să câștigi la loterie trebuie să-ți cumpiri bilet de loterie. Vreau să spun că Asociația Surzilor are plasate aici în bol întrebări, doar că ele nu au fost extrase astăzi, dar există șansa că vor fi extrase mâine. Așa că vă invit și mâine să urmăriți această dezbatere, vă zic în continuare. O altă întrebare din sală, vă rog, cine? Văd o mână ridicată și am să mă apropii. Bună ziua! Îmi spune Gheorghe, sunt de la Asociația Obștească Centru pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Întrebarea aș vrea să o adresez doamnei de la Partidul Verde Ecologist, fiind persoană cu dizabilități. Cred că știți că mărimea alocațiilor de dizabilitate constituie de la 400 la 900 de lei și este o sumă derizorie care nu permite practic să nu faci nimic, să-ți cumperi un medicament, o hrană, un aliment. Ce intenționați pentru, dacă accedeți în Parlament, pentru a majora mărimea alocațiilor de dizabilitate? Mulțumim. La un nivel ce ar permite un trai cât de cât decent. Mulțumim. Da, noi, Partidul Verde Ecologist, am zis... scuze, eu trebuie să aștept timerul. Nu, deci... Noi, într-adevăr, una din aspectele de bază ale programului nostru este echitatea socială și ni se pare absolut vital să ducem pe de o parte, într-adevăr, în primul rând, dublarea acestor alocații care sunt 600, 700, 800, chiar astăzi m-am uitat la ultimele date BNS. Deci este ceva pur și simplu scandalos, aș zice eu, nu că trist sau așa. Dar totodată noi venim cu garantarea unui venit minim pentru toți cetățenii, astfel încât echitatea socială să fie într-adevăr posibilă. Deci noi chiar venim cu un pachet de măsuri sociale și prosociale pentru a oferi posibilitatea cetățenilor noștri să trăiască cât uși de cât decent și venitul minim garantat până în 2024. Deci neapărat vom promova aceste politici astfel încât să nu avem, să nu fim de râsul lumii cu 600 de lei alocații. Deci asta este absolut inadmisibil. Mulțumesc. Mulțumim. Luăm următoarea întrebare din sală. Vă rog. Îi oferim cuvântul doamnei, care a ridicat mâna. Bună ziua. Eu sunt reprezentantul Casei Republicane de Cultură a Surzilor din Republica Moldova pentru doamna Elena. O întrebare. Dacă dumneavoastră socotiți că la universități trebuie să fie pregătiți cadrele didactice, deci întrebarea prima este cine trebuie să asume pregătirea acestor cadre? Și întrebarea a doua, cum credeți dumneavoastră până acum, de ce nu s-a realizat lucrul ăsta? Mulțumim. Vom înțelege că este o singură întrebare ca să nu deraiem de la reguli. Mulțumesc. Vă rog, un minut și 10 secunde. Pornind de la idealul Partidului Unității Naționale, care militează pentru unificarea sistemului de educație cu cel din România sau
armonizarea sistemului de educație, care după proiectele europene au obținut deja succese în acest domeniu și în toate localitățile există, conform normelor protecției sociale, persoane care sunt menite să ajute interpreții în limbaj mimico-gestual, care sunt dirijați special în localități. De ce nu s-a făcut acest lucru în Republica Moldova? Multe nu s-au făcut timp de 30 de ani aici. Cred că a fost o scăpare a întregii societăți civile. A fost o scăpare a membrilor sau a funcționarilor de stat care s-au îngrijorat de propriile buzunare și nu de societatea civilă. Și trebuie să fie cerere din partea societății civile. Multe lucruri nu s-au făcut, care urmează a fi făcute și ele trebuie să vină anume din partea oamenilor. Dacă oamenii vor cere, evident statul va fi nevoit să facă acest lucru. Mulțumim. Mulțumim. Răspunsul dumneavoastră este înregistrat. Preluăm o altă întrebare din sală. Am să vă rog să spuneți pentru cine este întrebarea și să vă prezentați. Bună ziua, sunt Ion Bulicanu la Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Voi adresa întrebarea Partidul Verde Ecologist. De ce se construiesc clădiri, străzi în municipiul Chișinău și în alte localități, dar nu sunt respectate normativele de accesibilitate? De ce, din ce motiv nu sunt aplicate sancțiuni pentru cei care încalcă aceste normative? Pentru informație, Agenția de Supraveghere Tehnică în anul trecut a aplicat doar 2 sau 3 sancțiuni pe toată țara. Mulțumim! Noi cunoaștem situația dată, într-adevăr nu se aplică și vin sesizări chiar practic zilnic și la mine personal, pentru că cunoaște lumea că eu sunt persoană cu dizabilități și înțelegem cum se dau aceste autorizații de construcții. Înțelegem foarte bine cum s-au dat până acum 10 de ani, pentru că în aceste comisii nu s-au aflat persoane cu nevoi speciale. Aceste permise de construcții și autorizații se dădeau pe bază de corupție sau pe bază de interese sau pe bază de... sau nu le păsa oamenilor. Nu avem mecanisme de coerciție în general, de pedeapsă și așa mai departe, de sancționare. Deci trebuie schimbată situația asta. Nimic pentru noi, fără noi. Deci ar trebui să existe și vom asigura, noi vom insista ca să existe persoanele respective să avizeze construcția și accesibilitatea. Și ca să avem într-adevăr accesibilitate în țară, pentru că ajungem să plătim la CEDO sute de mii de euro în cazul oamenilor care de fapt merg la CEDO. Mulțumesc frumos! Putem să preluăm o următoare întrebare? Cine mai are o întrebare din sală? Ok. Eu aș vrea să-i dau următoarea întrebare reprezentantului blocului Renato Satăi. Știți că la moment perfectarea pașapoartelor cetățenilor Republicii Moldova nu prevede facilități, decât 2 categorii. Sunt persoanele cu dizabilități și vârstnicii care pleacă la sanatoriu sau la tratament psihotare. Luând în considerație că veniturile și așa sunt derizorii, ce intenționați pentru a modifica legea privind sistemul național de pașapoarte pentru a extinde beneficiare de facilități la perfectarea gratuită a pașapoartelor pentru persoane cu dizabilități? Mulțumim! O să aveți 1 minut și 10 secunde pentru a răspunde la această întrebare. Microfonul dumneavoastră, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Personal, țin minte când mi-am perfectat actele, fiind și eu persoană cu dizabilități, am fost nevoit să achit pentru aceste servicii. Desigur că vom lua în vedere toate aceste momente și pe viitor, având în vedere venitul deloc mare a acestor persoane. Desigur că vom propune modificarea legislației în această privință, să privadă într-un termen anumit să fie eliberate, poate chiar și gratis, sau cu un preț mic, actele și pașapoartele pentru un cer cât mai mare de persoane care au o formă sau alta de dizabilitate. Mersi mult!
Mulțumim. Mulțumim. Aș vrea să întreb sala dacă mai aveți întrebări. Ok. Ok. Că deja mă pregăteam să formez eu câteva întrebări, dar ok, vă rog. O întrebare pentru Partidul Unității Naționale. Deci, una din problemele recente care vizează persoanele cu deficiențe de auz este închiderea școlilor speciale sau destinate pentru copiii cu deficiențe de auz. În același timp, în școlile generale nu se oferă niște clase speciale cu condiții speciale, cu profesori care să posede limbajul gestual, astfel încât copiii să fie integrați și în multe cazuri acești copii sau nu frecventează școala, fiindcă ei nu înțeleg sau nu percep informația și în cele de urmă ei ajung să fie excluși din sistemul educațional. Ce măsuri veți întreprinde pentru a soluționa această problemă în cazul când veți accede la guvernare? Mulțumim! Da, către dumneavoastră. Este inadmisibil ca să se întâmple așa ceva. Într-adevăr, s-a demonstrat din practica europeană că școlile pentru copiii cu necesități speciale sunt necesare. Eu însă și-am predat în clase mixte, având 30 de copii în clasă, dintre care 2 sau 3 au necesități speciale diferite, pentru un singur profesor, dar chiar și pentru 2. Chiar dacă este asistent pedagogic, este foarte dificil să faci un plan pentru un an de zile, pentru 2 categorii sau 3 categorii de copii diferiți și un plan zilnic. Și cu atât mai mult este greu să acorzi atenție, mai ales atunci când însăși profesorii nu au aceste abilități. Școlile trebuie să existe și trebuie să existe specialiști. Dacă nu sunt în Republica Moldova, ei trebuie invitați, trebuie universitățile pedagogice să ofere curs special. Și eu însăși am început să mă interesez, să încep a învăța limbajul mimico-gestual. Pur și simplu din stima mea pentru comunitatea dumneavoastră și din dorința ca o instituție culturală, eu fiind angajat într-o instituție culturală, să pot comunica. Mulțumim, mulțumim. Am să invit sala să formuleze 2 întrebări pentru ceilalți concurenți ca să avem o echitate, dacă doriți, dacă nu, intervenim noi. Sunt 2 mâini ridicate. Ok, avem 2 mâini ridicate, deci este, vă rog. Bună seara. Întrebarea Partidul Verde. Farmaciile, ați vorbit de farmacii, da, sunt farmacii alături una de alta. Tratamentul în farmacie este, dacă eu sunt bolnavă, eu mă duc și mă caut. Aici e scump prețul, aici e mai ieftin prețul în farmacie, în fiecare farmacie. De ce prețuri nu sunt tot, dar fiecare farmacie își pune preț din cum îți dorește. Da, este o întrebare, da, este o întrebare foarte bună. Și eu mă ciocnesc tot, fiind și eu persoană cu dizabilități și având și persoane cu dizabilități în familie, mă ciocnesc și eu cu acest lucru. Este într-adevăr necesitate stringentă de reglementarea prețurilor și de a nu permite un dumping, o oscilare, o deosebire, o diferență așa de mare între prețuri. Este evident că este o mafie. Atunci când vedem că prețul e de 3-4 ori. Și asta totul se datorează faptului că până astăzi în Parlament sunt aceiași oameni timp de 30 de ani, sunt aceiași oameni cu aceleași obiective și cu aceleași interese și practic foarte puțin dintre ei în general cunosc viața oamenilor și necesitățile lor și doar își fac milioanele și își fac interesele. Eu nu vreau să fac concretă la nimeni, dar cred că e momentul să aducem oameni pentru oameni în Parlament, care într-adevăr nu vin să facă milioane, dar vin să facă schimbări, pentru că și ei trăiesc cu oameni simpli, în familie, cu copii cu nevoi speciale, cu oameni cu nevoi speciale. Chiar e momentul să schimbăm lucrurile. Mulțumesc! Mulțumim! O întrebare pentru blocul Renato Usatăi. Am văzut că sunteți persoană cu dizabilitate locomotorie. Și cred că cunoașteți că
persoanele din categoria asta pot aduce mașini cu facilități la importul de automobile, adică de peste hotare, fără să plătească taxele vamale. Dacă ajungeți în Parlament, intenționați să extindeți cercul de persoane și pentru alte categorii, pentru alte tipuri de dizabilități, deoarece ai un copil cu dizabilitate, trebuie să-l duci cu mașina ori la spital, ori la școală, ai o persoană cu dizabilități de vedere, nu vede, trebuie să-l duci la școală, la spital și aceeași necesitate să-l deplasezi. Întrebarea, o să extindeți cercul de persoane și la alte categorii? Mulțumim. Întrebarea dumneavoastră a fost înregistrată. Vă rog, microfonul. Aveți un minut și 10 secunde pentru răspuns. Da. Vă mulțumesc foarte mult de întrebare. Sincer să vă fiu, eu personal am intenționat să aduc o mașină de peste hotare. Am consultat toți specialiștii, toată birocrația noastră, din păcate, este foarte lungă, trebuie o grămadă de acte. Până la urmă, sincer vă spun, așa și nu mi-a reușit să aduc mașina și să o devamez la un preț mai redus. Desigur că, în primul rând, blocul Renato Usatăi, ajungând la guvernare în Parlament, va lua toate pârghiile necesare pentru a ușura, în primul rând, birocratic și a lărgi, într-adevăr, conform necesităților persoanelor, acest serviciu. Eu îl cunosc foarte bine, vă spun personal, am încercat, deci desigur că vom lua în vedere acest aspect. Vă mulțumesc! Mulțumim! Cu aceasta declarăm încheiat runda întrebărilor din sală și ușor, ușor am ajuns spre finalul acestor dezbateri, când vom oferi cuvânt fiecărui participant să își prezinte platforma electorală pentru aceasta, sau mesajul final, scuzați, mesajul final, pentru aceasta veți avea un minut la dispoziție plus 10 secunde pe care am spus, fiindcă vi le dăm pentru traducerea în limbajul mimico-gestual. Și primul care ar urma să prezinte mesajul final este reprezentantul blocului electoral Renato Usatăi. Vă rog, aveți la dispoziție un minut și 10 secunde. Vă mulțumesc. Stimați cetățeni, în ultimii 30 de ani au fost mulți politicieni și partide politice care doar au promis și nu au făcut nimic. Suntem pe ultima sută de metri. Duminică 11 iulie este o zi foarte importantă pentru viitorul Republicii Moldova. Este vital să curățim acest parlament de corupți, bandiți, transfugi, cei care au jefuit această țară. Avem nevoie de un parlament de oameni profesioniști, oameni onești și cinstiți. Stimați cetățeni, oriunde nu vă veți afla, în țară sau peste hotare, vă îndemn în această duminică, pe data de 11 iulie, să mergeți cu toții la vot. Să susțineți echipa blocului Renato Usatăi, numărul 3 în buletinul de vot. Această echipă a demonstrat pe parcursul a 7 ani că este o echipă faptelor concrete, formată din specialiști, din oameni onești, care nu au fost implicate în acte de corupție și știu cum trebuie de implementat reformele pentru dezvoltarea... Mulțumim! Mulțumim! În continuare vom oferi cuvânt reprezentantei Partidului Politic, Partidul Verde Ecologist, un minut și 10 secunde pentru a prezenta mesajul final. Folosiți microfonul, vă rog, pardon. Încep printr-o replică privind serviciile publice. Noi intenționăm să digitalizăm serviciile publice toate, astfel încât toate persoanele cu toate tipurile de dizabilități să aibă acces la toate serviciile, inclusiv 112. În ce privește mesajul nostru final, mesajul meu, dragi cetățeni și cetățene, dragi femei, dragi mame, eu am crescut într-o familie unde a existat persoană cu dizabilități și astăzi avem un copilaș cu autism în familia noastră. Eu cunosc, noi cunoaștem problemele acestor persoane. Noi venim în mare parte, la 60%, activiști sociali.
persoane care au activat în mediul social. Și vă îndemnăm într-adevăr să alegeți la 11 iulie oameni dedicați cauzelor sociale, dedicați oamenilor, dedicați dumneavoastră. Noi chiar nu venim pentru a face milioane sau pentru a ne face cariere, noi venim să lucrăm pentru oameni. Mulțumesc! În continuare oferim posibilitatea de a adresa mesajul final reprezentantei partidului politic, Partidul Unității Naționale. Vă rog. Venind aici, am văzut că suntem cu toții într-un gând. Într-adevăr, eu am știut la ce să mă aștept. Venind aici, am cunoscut problemele voastre. Și rămânem la aceeași ordine de idei. Modernizarea și ajustarea sistemului medical la cel european și românesc. Împreună trebuie să redresăm economia și să facem parte activă din sistemul economic. Împreună cu România să învingem corupția și hoția, fiindcă mai bine decât noi cunoașteți cât de greu este să obțineți un certificat și cât de greu este să obțineți niște medicamente gratuite sau niște servicii gratuite. Evident că politica Partidului Unității Naționale se orientează spre vest, spre asigurarea securității NATO și securității europene, prin crearea unui minister pentru unirea Republicii Moldova cu România, unificarea sistemului diplomatic, unificarea infrastructurii, unificarea sistemului de educație, de cercetare, cultură, tineret și sport, fiindcă fără educație nu există viitor. Unificarea sistemului de salarizare. Mulțumim! Mulțumim! Stimați colegi, stimați concurenți electorali, stimați telespectatori, acestea au fost dezbaterile pe care am vrut să vi le propunem astăzi atenției pe această platformă. Trebuie să spunem că este pentru prima dată în Republica Moldova când se organizează o dezbatere tematică pe o problemă care ține de persoanele cu necesități speciale. Probabil v-ați avut ocazia să vă dați seama din acele întrebări care au fost astăzi formulate, vă zic, pe parcursul dezbaterii. Deci a fost o platformă de furnizare de idei, de identificare de soluții. Mulțumim concurenților electorali pentru curajul de a veni astăzi în sală. Trebuie să menționez că au fost 5 concurenți electorali care au confirmat participarea. Deci aceștia au fost Partidul Verde Ecologist, Partidul Unității Naționale, Blocul Electoral Renato Usatăi, Partidul Democrat din Moldova și Partidul Politic Partidul Schimbării. Ultimele două partide, deși au confirmat participarea, nu au fost astăzi în sală. Această activitate a fost realizată în cadrul proiectului Incluziunea Socială a Alegătorilor cu Dizabilități între Așteptări, Obstacole, promisiuni, realizări și valori împărtășite. Este un proiect care este realizat de către Alianța Infonet în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert. Este finanțat de către Direcția Elvețeană pentru Dezvoltare și Cooperare și este cofinanțată de Fundația Friedrich Ebert. Toate opiniile care au fost exprimate astăzi în spațiu public aparțin autorilor, organizatorilor și nu în mod neapărat reflectă punctul de vedere al donatorilor. Este foarte simbolic că denumirea proiectului presupune mai multe așteptări, obstacole, promisiuni, realizări și valori împărtășite. Deci scopul nostru a fost să creăm o platformă ca să vedem în ce măsură declarațiile partidelor, care sunt foarte generoase în această perioadă, în perioada electorală, există și anumite realizări din partea partidelor și, bineînțeles, în ce măsură ele reprezintă o valoare pentru partide. În așa fel ca alegătorii, utilizând gândirea critică, să poată să-și formeze o imagine proprie, în așa fel ca pe data de 11 iulie 2011, prezentându-se la urna de vot, să poată să facă o alegere conștientă. Acestea fiind spuse, oferim cuvântul Elenei pentru un mesaj final. Mulțumesc mult!
Luând în considerare că reformele din domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, din păcate, încă se întâmplă destul de lent, considerăm că astăzi am făcut un mic pas spre aceea ca partidele politice să devină un pic mai conștiente de problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, iar persoanele cu dizabilități să devină mai informate despre ceea ce își propun să facă partidele politice pentru incluziunea socială. Noi cunoaștem foarte multe cazuri în istorie când soarta alegerilor a fost decisă de un singur vot. Acum imaginați-vă ce ar putea face 177.000 de persoane cu dizabilități care sunt în Republica Moldova în cadrul alegerilor. Ei ar putea face o schimbare colosală, ei pot face o diferență dacă sunt informate despre procesul electoral, dacă participă în viața politică și dacă monitorizează cum deputații aleși adoptă legi privind incluziunea socială. Noi vă mulțumim foarte mult! Înainte de a ne lua rămas bun, am să spun că mâine, 7 iulie, începând cu orele 16:00, tot în această sală și tot pe undele prives.eu, pe undele Radiovision postului de radio și pe rețelele de socializare, vom transmite o nouă rundă de dezbateri publice intitulate cu același generic Incluziunea socială a persoanelor cu necesități speciale. La aceste dezbateri sunt invitate și au confirmat participarea partidele, următoarele partide: Partidul Politic, Partidul Acasă Construim Europa Pace, Partidul Politic Puterea Oamenilor, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Politic Partidul Acțiuni Comune Congresul Civic și Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate. Vă invităm să fiți alături de noi 7 iulie, începând cu orele 16. Vă mulțumim, la revedere, multă sănătate și să faceți o alegere conștientă.